În sezonul 2005-2006, România a dat pentru ultima oară o semifinalistă în cupele europene. Ghencea devenea una dintre casele bătrânului continent, iar fundașul central al roșialbaștrilor, Dorin Goian, își asuma rolul goleadorului. Goian reușea 5 goluri cu Vålerenga, Lens, Halmstad, Heerenveen și Middlesbrough. Totodată în campionat, stopărul, care avea în acel moment 25 de ani, înscria de 2 ori cu Dinamo și CFR Cluj. O minge bătută în marginea terenului de 6 metri și este 1-0 pentru Steaua, înscrie Dorin Goian, incredibil. Dorin Goian a punctat la Oslo și iată, se pare că a intrat într-o zodie a golurilor. De asemenea, Dorin Goian mai marca o dată și pentru echipa națională într-un meci contra Belarusului. Ulterior, Goian mai ieșea în față în tricoul selecționatei în alte 4 partide, cu Olanda marcând golul victoriei în preliminariile Euro 2008, cu Germania când a înscris singura reușită a tricolorilor într-un meci amical pierdut cu 3-1, cu Franța într-o remiză 2-2 în calificările pentru Cupa Mondială din 2010, dar și cu Georgia la o lună după reușita în fața cocoșului galic. În momentul retragerii, Dorin Goian a totalizat 32 de reușite, însă performanțele fundașului român sunt departe de a-l recomanda printre fundașii cu cele mai multe goluri, acesta fiind un top select care îi lasă pe din afară și pe jucători precum Dani Alves, care de-a lungul carierei a marcat 68 de goluri, sau Sinisa Mihailović, sârbul ce a trimis mingea în poartă de numai puțin de 105 ori. Fiți pregătiți, urmează cifre mult mai mari! Deschide topul poate cel mai mare fundaș central al tuturor vremurilor, neamțul Franz Beckenbauer. De 2 ori câștigător al balonului de aur, Beckenbauer a reușit în cariera sa de 19 ani numai puțin de 109 goluri, 14 cu echipa națională și 95 cu echipele de club. Renumit pentru creativitatea și inteligența din teren, marele Beckenbauer a avut o finalizare letală de la distanță și un flair deosebit când ajungea în careu cu mingea la picior. Drept dovadă sunt peste 70 de goluri marcate în tricoul lui Bayern, pe care l-a purtat o mare parte a carierei și purtându-l, a cucerit 3 cupe ale campionilor la rând. La un turneu mare cu selecționata, fostul capitan al Germaniei de Vest a reușit să marcheze însă o singură dată. Se întâmpla la Mondialul din 1970 în victoria din sferturi cu 3-2 în fața Angliei. În momentul retragerii, Beckenbauer era considerat de cea mai mare parte a experților drept cel mai valoros fundaș din totdeauna și un revoluționar al jocului din spate care a schimbat multe tendințe în fotbal. O treaptă mai sus se află un alt neamț, Paul Breitner, un alt mare star al anilor 70. Faimosul mustăcios de pe banda stângă de-a lungul activității sale a marcat numai puțin de 113 goluri, 83 în tricoul lui Bayern și câte 10 pentru Real Madrid, Eintracht, Braunschweig și Naționala Germaniei de Vest. La campionatul mondial din 1974, triumfător pentru nemți, Breitner a marcat de 3 ori, cu Chile, cu Iugoslavia și în finala cu Olanda. La Bayern, Breitner reușea unul dintre cele mai renumite goluri din istoria fotbalului german, când a alergat 80 de metri cu mingea la picior, după care a trimis-o în plasă. Un an mai devreme, neamțul ocupa locul 2 în cursa pentru balonul de aur. Spre apusul carierei sale, Paul Breitner s-a transformat într-un mijlocaș defensiv, tocmai din acest motiv l-am clasat mai jos decât pe Roberto Carlos, care a reușit același număr de goluri, 113, dar nu a părăsit vreodată postul de fundaș stânga. Un executant fabulos al loviturilor libere, Roberto Carlos a reușit destule goluri din acțiune, iar unele dintre ele fiind de-a dreptul imposibile. Tot Roberto Carlos este autorul probabil celui mai frumos gol din lovitură liberă din întreaga istorie a fotbalului. Execuția sa în poarta Franței în 1997 a sfidat orice lege a fizicii. Legenda mai spune că în plină forța șutului său, niciun fotbalist nu ar fi putut rămâne conștient dacă ar fi întâlnit mingea cu fața sau pieptul. 70 de goluri a marcat Roberto Carlos pentru Real Madrid în 527 de meciuri. 11 goluri au venit în componența echipei naționale, 10 în tricoul lui Fenerbahce, 7 în tricoul lui Inter, 5 în tricoul lui Anjima Hachkala, 4 le-a înscris pentru Palmeiras, 1 pentru Corinthians și încă 5 la început de drum pentru Uniao sau Ojoao.
Tentațiile de a se afla adesea în fața porții, precum și talentul unic de a executa lovituri libere, l-au adus de multe ori pe Roberto Carlos în rol de finalizator. În schimb, cele 113 goluri marcate de Steve Bruce, un greoi fundaș central, sunt un fenomen ieșit din comun, luând în calcul faptul că acesta nu a jucat niciun meci pentru naționala Angliei. Bruce a intrat în istorie ca unul dintre fotbaliștii cu cel mai bun joc de cap, iar cel mai prolific sezon al carierei sale a fost 1990-1991, când acesta a marcat 19 goluri pentru Manchester United în toate competițiile. Pe lângă cele 9 sezoane petrecute la United, Bruce a mai reprezentat echipe precum Norwich, Sheffield United, Birmingham și Gillingham. Iar dacă a avut abilități defensive mediocre, fundașul Steve Bruce a reușit performanța impresionantă de a deveni o legendă a lui Manchester United și a fotbalului britanic. Pe locul 6 se află singurul jucător activ din acest top, nimeni altul decât titanul Sergio Ramos. De 4 ori campion în Champions League, de 2 ori campion european și odată campion mondial în cariera sa, care durează deja 19 ani, Ramos a marcat numai puțin de 129 de goluri. Legendarul iberic a fost supranumit regele ultimilor minute datorită unei colecții fabuloase de goluri importante reușite pe final de meci. Iar cel mai memorabil dintre ele rămâne a fi acela marcat în minutul 90 plus 3 în finala Champions League din 2014, când Atletico o conducea pe Real Madrid cu 1-0. Apoi soarta finală era răsturnată, iar Galacticii se impuneau cu 4-1. Ramos marca și în finala de 2 ani mai târziu, tot în fața lui Atletico. În total, pentru Real, Sergio Ramos a marcat 101 goluri, de 3 ori a înscris în tricoul Sevillei la început de drum și de 2 ori în acest sezon în componența lui PSG. Cel mai prolific sezon din cariera ibericului este 2019-2020. Când acesta a înscris 13 goluri în toate competițiile. Pentru echipa națională, cel mai selecționat spaniol all-time a marcat de 23 de ori, fiind al 9-lea cel mai bun marcator din istoria Furiei Roja. Având mai multe reușite decât legende precum Xavi, Iniesta, Xabi Alonso sau Cesc Fabregas și fiind la egalitate cu miraculosul Alfredo Di Stefano. Primul gol pentru națională Ramos l-a marcat în 2005 contra lui San Marino, iar cel mai recent a venit în poarta Ucrainei în 2020. Sergio Ramos mai are nevoie de un singur gol pentru a urca pe locul 5, care în momentul de față îi aparține scoțianului Graham Alexander. Fundașul dreapta, care a jucat până la 41 de ani, a rămas în istorie datorită celor 130 de goluri marcate. Aproape toată cariera acesta a reprezentat echipe din subsolul fotbalului englez, debutând în Championship abia la 33 de ani în componența lui Preston North End. În 2007 acesta ajungea la Burnley, iar în 2009 la 38 de ani debuta în Premier League, reușind 7 goluri în 33 de meciuri, dar Burnley imediat retrograda. În 2011 acesta revenea la Preston pentru a juca sezonul de adio. Chiar dacă a reprezentat preponderent echipe din ligile inferioare, scoțianul între 2002 și 2009 a jucat pentru națională. A strâns 40 de meciuri, dar paradoxal nu a marcat niciun gol. Cam așa poveste stranie a trăit Graham Alexander. Pe locul 4 se află Laurent Blanc, a cărui prezență în acest top este una îndoielnică. Legenda Franței și-a început cariera ca mijlocaș central, iar pentru prima sa echipă Montpellier, acesta a marcat 76 de goluri în 243 de meciuri. Apoi Blanc însă s-a reinventat și s-a retras în centrul defensivei, dar a continuat să marcheze extrem de mult pentru un fundaș. Astfel, în momentul retragerii, fostul campion mondial și campion european avea în cont 153 de goluri. La nivel de cluburi, Blanc a mai înscris pentru echipe precum Barcelona, Manchester United, Inter Milano, Olympique Marseille, Napoli, Auxerre, Saint-Étienne și Nîmes. Pentru selecționata, acesta a reușit 16 goluri în 97 de meciuri, între 1989 și 2000. Cel mai frumos gol al său în tricoul cocoșului galic fiind golul de aur împotriva Paraguayului în optimile cupei mondiale din 1998. Deschide podiumul ibericul Fernando Hierro, care, asemeni lui Blanc și Breitner, a evoluat în anumite etape ale carierei pe postul de închizător. Dar la fel ca cei doi, Hierro a intrat în istorie ca un fundaș cu o sete inepuizabilă de goluri, pentru că aceasta a fost poziția cu care s-a identificat de-a lungul activității în teren. Hierro are în cont numai puțin de 163 de goluri. Cele mai multe, firesc, le-a marcat în tricoul lui Real Madrid, unde a evoluat între 1989 și 2003 și unde a
devenit o adevărată icoană. Cu logo-ul galactic pe piept, Fernando Hierro a marcat numai puțin de 129 de goluri, performanță care îl clasează pe locul 11 în lista marcatorilor all-time ai lui Real Madrid. De asemenea, au mai fost câte 3 reușite la Real Valladolid la început de cale și la Al Ravian la apus, dar și un gol în Premier League pentru Bolton în ultimul sezon al carierei. Pentru naționala Spaniei, Hierro a înscris de 29 de ori în 89 de meciuri, fiind al 5-lea cel mai mare marcator din istoria Furiei Roja, depășind o mulțime de atacanți sonori și cedând doar în fața a 4 jucători: David Villa, Raul, Fernando Torres și David Silva. Pe locul 2 îl găsim pe Daniel Passarella, văzut de multă lume drept cel mai mare fundaș sud-american din toate vremurile. O barieră abrazivă în defensivă, argentinianul a știut mereu cum să găsească punctele slabe ale portarilor, trecându-și numele în ancheta marcatorilor de numai puțin de 175 de ori. Cele mai multe dintre reușitele sale au venit în cele două perioade petrecute la River Plate, între 1973 și 1982, 90 de goluri, și între 1988 și 1989, încă 9 goluri în ultimul sezon al carierei. Passarella a mai înscris și pentru echipe precum Fiorentina de 35 de ori, dar și la Inter Milano și Sarmiento, unde cifrele sale au fost ceva mai modeste. Alte 22 de reușite au venit în tricoul echipei naționale, performanță care îl plasează pe Passarella pe locul 9 în lista celor mai buni marcatori din istoria selecționatei Argentinei. Acesta a marcat la 2 campionate mondiale în 1978, când Argentina a triumfat, iar Passarella era capitan, dar și la ediția din 1982, când fundașul de fier a înscris de 2 ori. În 1986, Daniel Passarella mai devenea odată campion mondial. Dacă nu se nășteau Messi și Maradona, Passarella avea toate șansele să fie considerat cel mai mare jucător argentinian din toate vremurile. Și în final, pe primul loc, cu o distanță impunătoare, se clasează Ronald Koeman. Olandezul a marcat în cariera sa numai puțin de 253 de goluri, iar asta e ceva dincolo de imaginație și poate trezi gelozia multor atacanți. Ronald Koeman este singurul fundaș din istorie care a devenit goal-getter într-un sezon de Champions League. Se întâmpla în sezonul 1993-1994, când acesta marca 8 goluri. 2 ani mai devreme, acesta înscria de 16 ori într-un singur sezon din La Liga. Totuși, cel mai prolific sezon din cariera lui Ronald Koeman a fost 1987-1988, când PSV, echipa acestuia, cucerea Cupa Campionilor. Atunci, olandezul marca 26 de goluri în toate competițiile. De altfel, în cele 130 de meciuri bifate pentru PSV, Koeman a marcat 63 de goluri și a livrat 35 de asisturi, adică 98 de acțiuni eficiente în 130 de meciuri. Inimaginabil. Au fost demențiale și cifrele în tricoul Barcelonei, 86 de goluri în 262 de meciuri. Pentru echipa națională, Ronald Koeman a înscris de 14 ori în 78 de meciuri. Legenda spune că olandezul putea sparge transversala chiar și cu un șut de la mijlocul terenului. Dar, dincolo de folclor, cei care l-au văzut în acțiune pe Koeman au văzut tot felul de goluri. Din faze fixe, de la distanță, cu capul, cu lovituri acrobatice sau cu poarta goală.